Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră. Astăzi venim cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre și bineînțeles un tânăr foarte cunoscut în comunitatea creștină din București. Așa că îi spunem un bun venit domnului Alexandru Ivan, lider de tineret la Biserica Creștină Pentecostală Betel din cartierul Crângaș, presbiter și, bineînțeles, doctorant la școala doctorală de studii religioase și teologie din Universitatea din București. Alex, bine ai venit la noi în emisiune. Mulțumesc, Cătălin, bună seara ție și telespectatorilor tăi. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și echipa Prodogens Media pentru lucrarea frumoasă pe care o faceți și pentru plus valoarea pe care o aduceți în viețile noastre. Astăzi te provoc cu un subiect foarte la modă și aș spune un subiect care necesită o atenție deosebită, mai ales că discutăm despre tineri. Am intitulat eu în mod generic Sănătatea și dezvoltarea vieții spirituale a tinerilor, pentru că știm că subiectul acesta al tinerilor este mereu în atenția membrilor bisericii. Întotdeauna tinerii sunt priviți ca viitorul bisericii. Și noi știm că tinerii, de fapt, nu sunt numai viitorul, ci sunt și prezentul, așa că atenția aceasta deosebită, într-adevăr, se justifică, mai ales că tot ceea ce se întâmplă are legătură cu familia, cu copiii, cu tinerii, cu adolescenții, practic, inclusiv cu seniorii bisericii. Am spune că n-ar trebui să existe o categorie de vârstă, să spunem, mai apreciată decât alta, fiecare categorie de vârstă își are rolul ei în cadrul bisericii, dar în seara aceasta, împreună cu tine, mai ales pentru că ești experimentat în lucru cu tinerii, vom discuta despre viața spirituală a tinerilor, factorii care îi ajută, factorii care îi împiedică să se dezvolte în mod sănătos și mai ales să-și ducă o viață de credință autentică. Autenticitatea credinței este o provocare pe care toți o avem, dar în vremurile acestea în care trăim, aș spune eu că adolescenții și tinerii au o provocare mai mare. De ce a zice eu? Pentru că ei sunt mai puțin antrenați decât noi care am trecut de ceva, să spunem, ani în viață și noi la rândul nostru, bineînțeles, am o provocare noi. Alex, haideți să definim puțin termenii. Da. Cum am putea descrie sănătatea spirituală? Cum vezi tu termenul acesta al sănătății spirituale? Cum ți se pare definiția creștin sănătos spiritual? O definiție bună și o necesitate. Dacă tinerii sunt sănătoși din punct de vedere spiritual, pot lucra într-un mod plăcut, pot rămâne în voia lui Dumnezeu și pot produce mari surprize benefice pentru mișcările din care fac parte. Acum, capitalul acesta uman de care dispunem, fiecare comunitate religioasă de aici, din oraș, din România și de peste granițele României, este un capital bun pe care trebuie să-l valorificăm. Acum, când vorbim despre sănătatea tinerilor, îmi vine în minte un exemplu. Cum un tânăr ține foarte mult la aspectul lui fizic și se antrenează, se duce la sală, se pregătește, dedică timp, își dedică energie pentru o ținută fizică și pentru un corp sănătos, consumă ce trebuie, face antrenamentele potrivite, tot așa un tânăr credincios trebuie să se îndelenicească cu lucruri care îi dezvoltă omul din lăuntru. Omul din lăuntru trebuie să fie cel puțin la fel de sănătos ca omul exterior. Îmi place paralela asta. Deci Apostolul Pavel în Noul Testament, mai ales în epistolele pastorale, ține foarte mult la sănătatea spirituală a celor pe care i-a mentorat, Timotei, Tit și așa mai departe. Adică desele lui intervenții în scrisorile lăsate acestor tineri vizează o sănătate spirituală. Nu numai o sănătate la nivelul minții, o sănătate la nivelul sufletului, o sănătate și de ce nu o curăție în vorbire și chiar în practicarea vieții de credință. Dacă ești sănătos din punct de vedere spiritual, n-ai o problemă să te deschizi, n-ai o problemă să slujești lui Dumnezeu, n-ai o problemă să ajungi la potențialul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Practic, de la un om bolnav, un om care trăiește conectat la aparate, din punct de vedere fizic, un om care este un
client, să spunem așa, frecvent al spitalelor, al diverselor tratamente. Un om care e bolnav de cancer nu prea cred că promite mult în ceea ce face, fie că e locul de muncă, fie chiar de a se îngriji pe sine. Deci întotdeauna exact. Un om bolnav necesită, pe lângă alte resurse, da, ca să se poată întreține viața, mai necesită și chiar persoane care să-l țină exact, în viață. Exact. Cred că paralela aceasta cu viața spirituală se poate folosi și aici. Sigur. Un om bolnav spiritual necesită și alte resurse umane, alți credincioși, alți oameni care să-l mentoreze, ca să-l îngrijească, să-i dea cu lingurița atunci când e nevoie, să se roage, știu, sunt multe activități pe care... Așa că preocuparea aceasta a sănătății spirituale cred că ne revine în primul rând nou, a celor care suntem credincioși, fiecare trebuie să se îngrijească, dar și este o chemare, zic eu, a celor care formează comunitatea de credincioși, biserica, eclesia, da? Fie că vorbim de grupul de tineri, fie că vorbim de biserica ca o entitate, da, trebuie să priveghem unii asupra altelor, astfel încât să ne putem, să spunem, diagnostica atunci când ne voi ajuta, ruga. Și sănătoși. Și în sănătoșii. Până la una, biserica e un spital. Corect. Vezi, Domnul Iisus Hristos a acordat o atenție specială celor cu probleme, cu probleme spirituale, și nu numai că realizează o vindecare a lor, dar îi și repoziționează și ajută să ajungă în punctul în care să ajute la rândul lor pe alții. Dintr-un pacient devine un, practic un doctor. Să ajute. Se implică în recuperarea altora care cândva erau în aceeași situație ca el. Care crezi tu că ar fi poate cei mai cunoscuți factori care într-adevăr îți dau așa, te atacă la sistemul imunitar așa al vieții spirituale? Întotdeauna un om care ajunge să dezvolte, hai să o numim, patologie spirituală. Exact, foarte frumos. Pleacă de la pierderea unor convingeri. În societatea în care noi trăim, este foarte greu să-ți mai păstrezi convingerile. Această presiune venită din societate duce la slăbirea convingerilor noastre. Nu le mai afirmăm, începem să ne îndoim de ele și apoi să ajungem să nu le mai punem în practică. Pierderea convingerilor afectează, cred că, cel mai mult din punct de vedere spiritual. Spun lucrul ăsta pentru că până mai în urmă cu câțiva ani, ți era mult mai ușor să vorbești despre convingerile pe care le ai în mediul în care te găseai, că erai la școală, că erai la locul de muncă, în contextul în care te aflai. Acum te costă. Presiunea exercitată de anturaj te așează așa într-o situație, într-o stare defensivă, că începi să te înduiești, ți-e jenă. Și tocmai pentru că agresivitatea cu care lucrează cei care nu mai suportă convingerile religioase te intimidează. Uite, un exemplu din Vechiul Testament, unul cred că dintre cele mai relevante, spune Sfânta Scriptură despre tinerii din Babilon. A venit împăratul și a zis, am un chip de aur, când sună trompeta, toți pe genunchi închinați-vă. Trei din tinerii din poporul lui Israel și prieteni cu Daniel, au spus, Domnule, noi avem o convingere. Și convingerea noastră este simplă. Iahve este singurul Dumnezeu. Nu facem compromis. Convingerea lor a rămas în picioare. Nu numai că și-au păstrat-o, dar au făcut uz de ea și prin ea au fost o mărturie pentru cei de lângă ei. În momentul în care convingerea lor a rămas fermă și Dumnezeu a oferit suport. Da, au fost aruncați în cuptorul aprins și din cuptorul aprins ies mai mult decât biruitori. Pentru că Dumnezeu, dincolo de faptul că urmărește implementarea convingerilor religioase în viața noastră, convingerilor spirituale, adică convingeri care nu numai că ne hrănesc, ele ne definesc, ne formează, ne modelează viața, dar în momentul în care noi ajungem să le negociem și renunțăm la ele cu atâta lejeritate sau poate constrângi de anumite situații, pierdem și suportul lui Dumnezeu. Atunci când vrei să-ți păstrezi convingerile, chiar și în fața unui grup cu lei, cum a fost și Daniel, și în dreptul lui s-a pus
problema, te rogi sau la lei cu tine. Omul acesta a știut să-și păstreze convingerea și o convingere a lui era, domnule, de 3 ori pe zi eu mă rog și fac din rugăciune o prioritate și fac din rugăciune o practică prin care nu numai că îmi însănătoșesc sufletul, dar fac din rugăciune o delectare, o plăcere. În momentul în care omul acesta a ținut la convingerile pe care le-a avut, a avut de plătit un preț. Pentru că niciodată atunci când tu ți-afin crezul, convingerile și ții la ele, nu ești aplaudat. Ești din ce în ce mai constrâns să renunți la ele. Pentru că adversarul nostru este diavolul și diavolul de când e cerul și pământul. Mai ales că în cazul celor trei le ofereau niște avantaje. Erau oarecum o clasă privilegiată, erau oameni învățați, se investise în ei, școală, erau, să spunem așa, înalți funcționari ai Babilonului. Sigur, dar ce e foarte frumos la exemplul acesta, vezi, păstrarea convingerilor în viața lor, nu numai că i-a propulsat în niște poziții de conducere în Babilon, dar le-a oferit și o durată de viață ieșită din comun. Daniel, omul lui Dumnezeu, a funcționat sub mai mulți împărați. Și în urma evenimentului cu cuptorul aprins, toți prietenii lui au fost așezați de împăratul Nebucanețar în poziție de conducere. Dar dacă ții la convingerile tale, primești suportul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că ești aruncat la coșul de gunoi al societății. Dumnezeu are grijă și în providența divină să ofere suport. Așa este. Deci prima, să spunem, provocare ar fi aceasta a pierderii convingerilor. Indiferent că vine din exterior această provocare, dar poate veni și din interior, o delăsare, o lipsă de conexiune cu Dumnezeu constantă, la un moment dat poate duce la o rupere a firului acesta. Și la un moment dat te îndoiești tu de credința pe care ai avut-o până în momentul respectiv și încetul începi să relativizezi. Se poate și aia, se poate și cealaltă, o fi sau nu o fi, o mai fi ceva dincolo, n-o mai fi. Exact. Vezi, pericolul ăsta a relativizării bate la ușa fiecărei biserici și la ușa fiecărei inimi. Diavolul este maestru în a induce dubii și să semene o sămânță îndoielii în inima omului. Din grădina Edenului cunoaștem exemplu cu Adam și cu Eva. Oare a spus Dumnezeu? Nu și-a schimbat practica. Și atunci când lovește prin relativizare, vizează, din punctul meu de vedere, în generația în care noi trăim, relativizarea autorității. Oamenii nu mai vor să asculte de autoritate. Invocă motive plauzibile sau de cele mai multe ori inventate. În momentul în care autoritatea nu mai e bună, trebuie să spui semne de întrebare. Bun, spui în cazul conducerii unui stat, dacă sunt anumite legi care se aprobă și ele vizează și atentează la viața și la identitatea și la libertatea de exprimare a unei biserici sau unei comunități, da, acolo trebuie să ai un punct de vedere și să te aperi. Dar în momentul în care vorbim despre autoritate în rândul bisericii, diavolul a început să lovească în autoritatea slujitorilor și se relativizează. De ce să aibă numai ei dreptate? De ce punctul lor de vedere și cuvântul lor are greutate? Și reușește ca prin discordie să așeze în mintea oamenilor îndoială. În momentul în care o comunitate nu este în unitate, nici nu poate funcționa așa cum trebuie. În momentul în care într-o familie nu există unitate și apare această șubrezire a autorității, acolo nu mai există armonie. Încep probleme. Dacă într-un stat, dacă în orice sistem de conducere este vulnerabilizată conducerea, este vulnerabilizată autoritatea și se relativizează autoritatea care vine până la urmă prin delegare divină în cadrul bisericii. Biblia spune că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe unii păstori, pe unii învățători și biserica îi confirmă, îi validează. Dar în momentul în care apar probleme în rândul unei comunități și în special în rândul comunităților tinere, din ce am văzut, ideea aceasta de relativizare a autorității se pune așa într-un context al am și eu dreptul la opinie, am și eu dreptul la cuvânt, am și eu dreptul la... Bun, nu-ți contestă nimeni drepturile pe care le ai, dar nu-ți dă dreptul Dumnezeu să vorbești de rău, nu-ți dă dreptul Dumnezeu să vulnerabilizezi credibilitatea unui om doar pentru că
te formează societatea și grupurile în care funcționezi și probabil contextul în care te găsești, să nu crezi autoritatea și să o mai slăbești. Vorbim despre respect în relația aceasta. Acum știm că adolescenții și tinerii au o predilecție pentru a nu fi ascultători. Să spunem că e o răzvrătire a firii pământești să fie mai accentuată la anumite vârste, da? Generația aceasta ușilor trântite, tinerii și acasă cu părinții fac asta, adolescenții la fel, și modul acesta de viață încearcă să-l transpună inclusiv în comunitatea bisericească. Chiar în fața liderului de tineret, vorbim și la biserică, nu mai vorbesc de comitet, că întotdeauna comitetul bisericii întotdeauna îi privi ca grupul acela de oameni care știu numai să zică nu, da? Lipsa... Asta pentru că există și foarte multe preconcepții și există și foarte multă neîncredere, poate și datorită faptului că dialogul lipsește. Eu cred că acolo unde în biserică există dialog între liderul de tineret și între tineri, dacă există dialog între conducerea bisericii și biserică, nu cred că sunt lucruri peste care să nu se poată trece. Sunt anumite lucruri care pot fi armonizate prin dialog, chiar și într-o familie, în cazul tinerilor. Sunt sub autoritatea părinților, până la vârsta majoratului. Dumnezeu ne învață să ne cinstim părinții, să ne iubim părinții, să ascultăm de părinți. Nu cred că părinții în mod intenționat ar vrea răul copilului. Da? Îndemnul și mustrarea scala vieții. Că vine prin părinți, că vine prin autoritatea din biserică, că vine prin profesorii de la școală. Adică chiar și în cadrul școlar, da? Te supui unei autorități acolo. Pentru că știi că îți vrea binele. Da? Binele care vizează formarea ta ca om. Dacă la nivelul școlii intenționezi și îți lași inima prelucrată și îți lași viața prelucrată, mintea prelucrată, învățăturile de care poți beneficia te ajută în viață. E, lucrul acesta, dacă îl transpui și în viața spirituală, dacă dai voie oamenilor din jurul tău să te formeze, că este liderul de tineret, că sunt părinții tăi, că sunt slujitorii bisericii, implică, din punctul meu de vedere, și preîntâmpin anumite poziții pe care le-am mai auzit din partea oamenilor, ce sublinează cei mai mulți în contextul în care m-am găsit, este nevoia de mentorare. Pentru că absența mentorării naște niște probleme. Noi vorbim foarte mult despre consiliere. Păi, consilierea vizează tratarea unor probleme. Din punctul meu de vedere, mentorarea previne apariția unor probleme. Exact. Dar în generația în care trăim, sunt mulți care cam fac după capul lor. Nu vezi că, chiar în contextul ăsta cu pandemia, cei mai mulți apelează la doctor Google. Da? Și își aplică tratamente doar pentru că au lecturat ceva pe internet. Da, da, ai nevoie de ajutor din partea unui medic, acolo unde apar situații speciale și prezinți anumite simptome, ai nevoie de medic. Toți ne pricepem la mecanic auto, toți ne pricepem la de toate. Inclusiv în domeniul spiritual, toți au impresia că se pricep. Înțelegi? Toți suntem teologi, toți suntem predicatori. Toți suntem predicatori, toți avem un punct de vedere. Dar se pune o întrebare. Îți poți asuma punctul de vedere pe care îl emiți? Uite, spre exemplu, atunci când formezi pe cineva, direcția pe care îl pui să meargă, da, este o direcție de care răspunzi. Și mentorarea nu numai că lipsește, este și descurajată. Pentru că noi în spațiul acesta balcanic suntem ușor introvertiți, nu prea vorbim cu oamenii despre problemele noastre sau vorbim numai când apar probleme, inclusiv în viața spirituală, inclusiv în viața de cuplu, inclusiv în viața de viața noastră de zi cu zi. Numai când apar probleme, atunci semnalăm și începem și discutăm. De obicei în faze prea târzii. Prea târzii. Dar mai bine previi decât să tratezi. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, în generația în care trăim, insist și văd necesar și am văzut roadele unui proces de mentorare. Mentorarea vizează prelucrarea noastră. Am ales să accept, să am mentori. Începând cu tatăl meu, începând cu unul din dascălii pe care îi iubesc foarte mult. Cred că îmi dai voie. Te rog. Domnul Emil Bartoș, care este un om de o valoare academică și de o valoare spirituală extraordinară. Sunt oameni cărora le-am dat voie să mă mentoreze. Asta nu înseamnă că
sunt privat de a-mi expun un punct de vedere, deci, dar le-am dat voie să privească în viața mea. Și acolo unde găsesc lucruri pe care trebuie să le îndrept, să am puterea să le îndrept. Vizat așa de ochii unor oameni din exteriorul meu, pot crește mai ușor dacă sunt asistat. Dau voie unor oameni să privească în viața mea și să-mi spună aici trebuie să lucrezi. Și asta o faci de bună voie, fără să te forțeze cineva. Exact. Și nu pentru că am ajuns într-un impas și solicit acum ajutorul, ci pentru că vizez prevenția. Uite, îți dau niște exemple. Găsim în Sfânta Scriptură cazul cu David. Spune Sfânta Scriptură despre el că a avut un fiu. Și dintre toți copiii lui David, Dumnezeu privește spre inima lui Solomon și vede în el un mare potențial. Alege să-l numească rege. Pe linia descendenților lui David nu era următorul la tron. Dar Dumnezeu, prin profetul Natan, a spus, Yeditia, Solomon va fi viitorul rege. Dumnezeu n-a greșit. Solomon a avut mentori. L-a avut pe Natan, a avut parte de mentorare în primii ani din viață. Alegerile lui ulterioare încep să aducă consecințe și în viața copilului lui. Unul din fiii lui Solomon preia tronul. El este Roboam. În momentul în care preia tronul, se sfătuiește cu tinerii cum anume să guverneze. În momentul în care omul acesta n-a înțeles din sfaturile pe care tatălui le-a dat, cartea Proverbe, Eclesiastul, sunt sfaturi lăsate pentru viitorul împărat. Uite, așa trebuie să te porți, uite, așa trebuie să funcționeze o monarhie, uite, așa trebuie să păstreze linia de închinare în fața singurului Dumnezeu adevărat. Roboam face greșeli, se unește cu tinerii. Și nu că ar fi rău să ai prieteni, dar în momentul în care cei neîncercați îți devin mentori sau cei neîncercați îți trasează o direcție în viață, consecințele pot fi mari. În momentul în care apare pe scenă Ieroboam, rupe din Israel 10 seminții și loiale casei lui David îi mai rămân doar 2 seminții. Lucrul acesta venea și ca o hotărâre a lui Dumnezeu, dar pun asta și în contextul absenței sau refuzării mentorării și a principiilor pe care oamenii de-a lungul timpului îi le-au dat. În momentul în care tu refuzi formarea, ești predispus la anumite probleme și eșuezi. Uneori, din dorința aceasta de schimbare bruscă, tinerii se cred înțelepți, cred că știu mai bine decât cei bătrâni. Spuneam mai devreme de lipsa aceasta de respect, practic tot ce a fost vechi automat este aruncat la gunoi. Și din entuziasmul acesta prostesc se fac niște greșeli imense. Exact. Vezi, Cătălin, în generația în care trăim, ți-e greu să-i spui unui om că a greșit. Și ți-e mai greu să accepți să ți se spună, vezi că ești pe un drum greșit. Și se activează așa în sufletul omului un mecanism de apărare și nu prea acceptă cu ușurință soluțiile pe care îi le dai. În contextul în care ne găsim noi, cu biserica, cu noi ca oameni ai lui Dumnezeu, cred că în inima noastră, în inima celor mai mulți slujitori, și dacă nu a tuturor slujitorilor, care îl cunosc pe Domnul și au încheiat un legământ că îl vor sluji pe Dumnezeu și comunitățile pe care le reprezintă, oamenii aceștia au cele mai bune intenții în ce privește păstorirea oamenilor, în ce privește edificarea oamenilor, în ce privește suportul pe care îl oferă oamenilor. Vezi, pandemia asta ne-a învățat să ne repoziționăm și să ne regândim slujirea. Până acum, slujeam foarte ușor într-o comunitate deschisă, fără restricții, fără distanță, fără mască, cu un număr plăcut. În momentul în care avem pandemia, au apărut și restricțiile. Oamenii au avut probleme, s-au îmbolnăvit. A trebuit să dăm o mână de ajutor. Ajutorul, dincolo de sfera aceasta socială în care probabil cei mai mulți se implică, ajutorul spiritual a fost, cred că, cel mai necesar în perioada asta. Dincolo de rugăciune, de suport, de
consiliere, de încurajări și așa mai departe. Practic s-a văzut în mod practic modul în care funcționează o comunitate vie, o comunitate de credincioși care într-adevăr se roagă, cresc împreună, se bucură de prezența lui Dumnezeu împreună atunci când se întâlnesc, se închină, da? Iar de obicei oamenii atunci când dau de probleme, când sunt în criză, devin mai uniți, devin mai interesați unii de alții. Bineînțeles că există și excepții, dar de obicei oamenii la necaz sunt mai apropiați decât atunci când sunt la bucurie. Și s-a văzut asta și în pandemie. Știu că și voi și comunitatea de tineri pe care tu o conduci, a spune, de care te ocupi, și alte comunități s-au ocupat în mod deosebit. Și aici nu vorbesc numai de ajutorarea cu bunuri materiale, că și asta a fost o lucrare și știu că în cadrul bisericii întotdeauna a existat și această activitate socială. Dar a existat și o activitate de vizite, de rugăciune pentru bolnavi, pentru că au fost și încă sunt bolnavi. Lista văd că tot crește. Mă uit așa la listă, fontul e din ce în ce mai mic, asta înseamnă că pe lista de rugăciune că sunt numărul celor pacienți. Sunt mai mulți oameni bolnavi. Așa că activitatea aceasta a crescut în momentul acesta de criză. Bineînțeles că oamenii dau de bine, obiceiurile bune mai dispar și asta nu e bine. Ne întoarcem puțin la o altă provocare, Alex, și mi-a plăcut asta mult cu mentorarea și cu autoritatea, să știi. Mi-a plăcut foarte mult, așa că merg puțin mai departe și aș vrea să vorbim puțin despre grupurile de tineri, de anturaj. E un cuvânt foarte prezent. În momentul în care ieși din casă, din familia în care ai crescut, te duci la școală, te duci la sală, te duci în parte, te duci pe terenul de sport, ai parte de o grupă de alți tineri sau de alți oameni care formează un grup. Și ca să fii parte din grupul acesta, oarecum trebuie să fii și tu ca ceilalți sau să te aliniezi cu ceilalți colegi. Există această influență a grupului, influență care poate să fie mai bună sau mai puțin bună, bineînțeles, dar pe lângă influența aceasta a prietenilor pe care și întâlnești în mod fizic, există, a spune, o tendință foarte mare și mă refer aici la prietenii online, la tot ce înseamnă conținutul acesta prezent în social media, deci grupurile acestea, practic, hai să spunem, anturajul acesta virtual. Pe lângă faptul că cu unii chiar te vezi și petreci timpul, da? Asta nu înseamnă că e rău. E foarte bine că ești în societate. Socializarea trebuie să se facă și față în față. Dar mă refer la socializarea aceasta virtuală, de obicei cu persoane pe care poate nu le cunoști sau le cunoști foarte puțin și care, din păcate, poate duce la niște catastrofe. Vorbesc în primul rând spiritual, oameni care te pot influența atât de rău încât te poți depărta de familie, nu numai de biserică, de familie, de tot ce înseamnă educație, da? Sunt oameni care renunță, tineri care renunță la școală pentru că alții au făcut-o deja și atunci sunt atrași în cursa aceasta a libertății, da? A dezinhibării. Cum vezi tu, Alex, ca un tânăr, să spunem așa, matur deja, trebuie să menționez că deja ești tată de doi copii, ești deja trecut prin vâltoarea aceasta a tinereții, și ai o experiență de viață și mai mult o experiență de slujitor cu tinerii. Cum vezi tu pericolul acesta al influențelor care vin? Fie din grupele acestea de oameni, de tineri, din viața reală, dar mai ales din cei din viața virtuală, din realitatea virtuală. Vezi că da, ai spus că cei mai mulți tineri plecând de acasă pot intra în anumite anturaje care nasc probleme. Acum, nici nu mai trebuie să plece de acasă, că prin telefonul lor se pot asocia foarte ușor în diverse grupuri. În momentul în care în viața unui tânăr apare această nevoie de semnificație, simte să se asocieze cu unul și cu altul, rolul influencerilor pe rețelele de socializare a devenit vital. Noi l-am minimizat. Și am zis, nu e un pericol foarte mare, dar în momentul în care cineva în mod sistematic emite opinii cu privire la multiple subiecte,
între care și subiectul religios. Absolut. Ascultându-l o perioadă îndelungată, ți-e greu să compensezi. Ce se întâmplă? În momentul în care, dau un exemplu, unul din tinerii bisericii mi-a spus, de ce noi nu ținem o închinare, a dat un nume, o închinare cunoscută peste ocean. În momentul în care el consumă 6 zile din 7 pe internet, cu telefonul în mână, un tip de închinare, ajunge în biserică și consideră închinarea din biserică nerelevantă. Pentru că ceea ce a consumat nu seamănă cu ceea ce întâlnește în biserică. Și apare o problemă. Chiar și la nivelul predicării. Sunt mulți care au afinitățile lor. Urmăresc în timpul săptămânii diversi predicatori. În momentul în care vin în comunitățile lor, nu numai că își pierd răbdarea, dar nu mai consideră relevant ce le spune slujitorul bisericii din care ei fac parte. Și atunci, ți-e foarte greu să compensezi într-o singură zi, într-un singur serviciu sau într-o singură întâlnire de tineret. Ți-e foarte greu să compensezi cu un program pe care îl faci acolo ceea ce îi urmăresc în viața lor. Atunci, cum facem să intrăm în telefoanele oamenilor? Cum facem să intrăm în laptopurile lor? Cum facem să ajungem și în viața lor, dar din timpul săptămânii? Cred că o prezență puternică a mișcării evanghelice din România în spațiul online e mai mult decât necesar. Noi trebuie să-i formăm. Nu să-i formeze societatea cu ceea ce deja există pe platformele media. Noi trebuie să promovăm resurse. Noi nu mai promovăm resurse. Din ce văd, am intrat așa într-o situație, hai să o numesc, într-o zonă defensivă și mereu ne apărăm, mereu ne apărăm. Noi nu prea mai avem proiecte comune. Unde am văzut un pericol și nu neapărat un pericol, văd nevoia unei coeziuni mai mari la nivelul lucrărilor de tineret din, uite, dau exemplu din București. Unde există, în generația asta în care trăim, unde există nevoia asta în inima oamenilor de a se mai concentra pe elemente comune? Lipsa de coeziune, lipsa de lucrare, lipsa de a vedea interesul comun. Hai să spunem pe drept. Că, până la urmă, care este interesul nostru? Că avem și noi o chemare din partea Dumnezeu. Să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Dar începem de aici, de unde ne-ai așezat. Sigur. Când am fost adolescent, aveam obiceiul de a umbla prin biserici. Și mi-aduc aminte cu bucurie de seriile de tineret realizate de, uite, spre exemplu, Biserica din Valauri, Sfânta Treime. Mi-aduc cu plăcere aminte de seriile de acolo, de întâlnirile de tineret și de conferințele comune. Dacian, dacă te aduci aminte. Sala Dacian și așa mai departe. O mișcare foarte frumoasă la nivelul orașului. Atunci s-a putut realiza o coeziune mai mare la nivelul liderilor, la nivelul confesiunilor religioase. De aici, din oraș. Lucrul ăsta trebuie să ne responsabilizeze ca și în anii aceștia să ajungem tot la un nivel de unitate și de dialog. Să ajungem ca prin dialog să găsim soluții, să creăm evenimente împreună și să fim solidari, pentru că împreună cred că suntem mai puternici. Societatea în care trăim ne divizează. Dictonul ăsta divide din peraie de când e cerul și pământul. Și atunci avem o problemă. În momentul în care diavolul lovește și ne ține preocupați și ne ține angrenați cu mici probleme pe care le rezolvăm în comunitățile noastre, uităm de binele ăsta comun despre care vorbim. Binele comun trebuie să fie nu neapărat un slogan, ci să devină, să ne responsabilizeze pe fiecare din noi. Să existe la nivelul orașului, la nivelul țării, mai mult dialog și evenimente, nu neapărat evenimente comune, proiecte comune, la nivel social și o implicare mai activă în societate. Alex, cu siguranță știi citatul meu clasic, am mai discutat cu tine și cu altă ocazie, în Cartea Judecătorii este un exemplu foarte clasic care exprimă starea aceasta care e acum, de fapt, care era și atunci problema lui Gedeon, când fiecare era în peștera și în văgăuna lui. Și veneau amaleciții, veneau madianiții și ea prădau tot ce se puteau, munca lor de un an de zile, dispăreau și, practic, poporul Israel se hrănea cu ce mai puteau ascunde, ce mai puteau pune deoparte, așa, prin ascunzișuri. Și, la un moment dat, nimănui nu-i venea ideea de a se uni și de a pune
binele acestea comun, deși răsfârșeară oamenii, dar erau atât de înfricoșați și atât de preocupați de propriul lor interes, de fiecare de a-și avea grijă de comunitatea lui, de fie că e de familie, de tribul lui, de știu eu. Acum, dacă aducem în prezent, de fiecare de bisericuța lui, și din păcate sunt cât mai multe grupări și vedem, din bisericile mari s-au tot sfărâmat așa cu timpul comunități din ce în ce mai mici, bineînțeles mai ușor de doborât de cel rău și mai ușor de disipat în lumea aceasta care ne înconjoară, că până la urmă o comunitate mică devine și mai slabă. Da, dar vezi, comunitățile acestea mici au plecat, din punctul meu de vedere, și pe anumite probleme interne, da? Și le e foarte greu acum să ajungă la un numitor comun cu ce înseamnă mișcarea evanghelică din România. Și atunci, hai să lăsăm diferențele la o parte, să vedem ce ne unește. Și propunerea pe care am făcut-o, iau exemplu comunității din care fac parte. Am ajuns în 2 ani de zile să cooperăm mai bine la nivelul lucrărilor de tineret ale bisericilor penticostale din București. Prin vizite ocazionale, prin întâlniri, încercăm poate și o tabără împreună. Nu cred că există pericolul ca tinerii dintr-o biserică să meargă acolo și să existe migrația asta. Să mai văd și ei, să mai căsătoresc unii cu alții. Slăviți să fie Domnul. E absolut normal să se întâmple și treaba aceasta. Sigur. Dar în momentul în care fiecare se concentrează doar pe dezvoltarea locală, pierde din vedere faptul că împărăția lui Dumnezeu e mai mare și împărăția lui Dumnezeu îi vizează și pe cei care nu aparțin granițelor confesionale din care faci parte. Momentul în care poți avea dialog, poți să înțelegi problemele celui de lângă tine. Și momentul în care există coeziune la nivelul liderilor, dacă există coeziune la nivelul mișcării din care faci parte, pe anumite obiective pe care ni le propunem și pe care le urmărim să le implementăm, o viziune comună, proiecte sociale comune, investiții comune, conferințe comune, tot ce putem face împreună ne ajută. Pentru că atunci când vin provocări din societate, ne e mai ușor să răspundem în momentul în care între noi s-a creat această coeziune, această unitate. În momentul în care suntem asaltați prin media, suntem asaltați de aceste grupări neomarxiste de astăzi, de oameni cu interese obscure. Ăștia n-au în inimă și n-au în cap să ne vadă uniți. Da? Dimpotrivă. Lovesc acum, după cum bine știi, în finanțare, lovesc în tot ce prind. Și atunci, cu cât suntem mai împrăștiați, așa cum dai exemplu din judecători, cu atât suntem o pradă mai ușoară. Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a invitat să înțelegem că biserica este trupul lui Hristos. Că biserica locală nu este doar atât. Noi aparținem unei biserici a lui Hristos care cuprinde întreg pământul. Și dacă ajungem să înțelegem lucrul acesta, ne e mai ușor să cooperăm și să căutăm acest bine comun despre care spui și pe care îl urmărim fiecare din noi. Și sunt câteva lucruri care îl ajută pe credincios să rămână în viață. N-aș spune să devină doar sănătos, ci chiar să rămână în viața spirituală aceasta, să trăiască. Și acesta, ca să zice că sunt două lucruri pe care Scriptura, mie îmi place foarte mult fapte 2, da? Lucrurile pe care credincioșii le făceau la începutul bisericii și erau 4 lucruri foarte simple de care se țineau indiferent de ce întâmpla. Rugăciune, studiau cuvântul, da? Învățătura apostolilor, părtășia frățească și, bineînțeles, stăteau la masa Domnului împreună. Asta făceau primii creștini și așa s-a născut biserica cu aceste 4 practici. Cum vezi tu prezența cuvântului Dumnezeu și a rugăciunii în dezvoltarea acestei vieți? Este vital? Se poate trăi? Se poate supraviețui? Cum le vezi tu? O viață de rugăciune autentică și constantă, reală, este mediul în care te poți dezvolta din punct de vedere spiritual. Prin cuvânt îți fixezi principii. În secolul XVI, după cum bine știi, biserica s-a confruntat cu o problemă.
foarte mult folclor, foarte multă tradiție a înlocuit rolul Sfintei Scripturi. Slujbele se țineau în latină, oamenii nu aveau acces la cuvântul lui Dumnezeu și a apărut o problemă. În momentul în care Luther semnalează că ceea ce îi se solicită prin trimisul Romei, care strângea banii pentru indulgențe, se reîntoarce la Scriptură. Și Scriptura pornește o criză în inima lui. În momentul în care cuvântul cucerește teren în viața lui Luther, ajunge să compare lucrurile pe care le-a știut și pe care le-a văzut. Și atunci a înțeles că revenirea la Scriptură, la sursă, la cuvânt, este imperios necesară pentru viața bisericii. Nu numai Luther, Erasmus din Rotterdam traduce Sfânta Scriptură. Ucenicii lui Zwingli în Elveția pun mâna pe greacă, pe cuvântul lui Dumnezeu din limba greacă, se formează și acolo realizează că botezul administrat copiilor nu se găsește în Sfânta Scriptură. Se trezesc, îl forțează pe Zwingli să ceară Consiliului orașului din Zurich revenirea la botezul credinței. Toate aceste consecințe pleacă din redescoperirea Scripturii. Criza pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu în inima omului îl responsabilizează și îl ajută să înțeleagă că departe de cuvântul lui Dumnezeu se află într-un mare pericol. Biblia vorbește despre faptul că cuvântul sădit în noi ne poate mântui sufletul. Iacov, capitolul 1. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar text. Am în inima mea convingerea deplină, Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. El poate transforma viața. El modelează convingerile noastre. Convingerile noastre se subordonează cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este baza de pe care pornim construcția oricărui concept teologic pe care îl avem. Și revenirea la Scriptură în secolul XVI și nu numai în secolul XVI, de-a lungul istoriei gândirii creștine, a însemnat reînnoire spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu transformă. Domnul Iisus, înainte să se înalțe la cer în Ioan capitolul 17, a spus: le-am dat cuvântul tău, tocmai de aceea lumea a urât, datorită cuvântului tău, datorită cuvântului tău. Dacă cuvântul lui Dumnezeu se găsește în noi, realizăm că suntem diferiți de lume. Realizăm că practicile noastre care se subordonează voii lui Dumnezeu exprimată prin cuvânt, da, sunt numai că în adversitate cu ceea ce găsim în lume. Momentul în care dăm voie cuvântului să ne inunde viața, să ne modeleze viața, să ne modeleze caracterul, să ne modeleze sufletul, să ne modeleze convingerile, am ajuns să dobândim sănătatea spirituală pe care ne-o dorim. Momentul în care noi nu mai citim cuvântul și citim mai multă teologie decât cuvânt și citim mai multă literatură decât cuvânt. Comentarii la comentarii. Hai să ne întoarcem, cum au spus în timpul lui Luther, ad fontes, înapoi la surse. Și sursa este cuvântul. Apostolii, așa cum ai spus, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, stăruiau un cuvânt. Dacă lipsește cuvântul din viața noastră, este o problemă. Îți dau un exemplu. La nivelul tineretului, la noi la biserică, am sesizat faptul că cei mai mulți tineri au zis: avem întrebări. Întrebări pe care n-au curajul să le pună în public. Da, slujba tradițională, predică, închinare și așa mai departe. În momentul în care vin la tineret, au întrebări. Și ce am găsit? Am găsit oportun să-l invităm pe pastorul bisericii, să invităm un specialist în anumite domenii, să răspundă întrebărilor din sală, să răspundă întrebărilor tinerilor. Deci, practic, devine o comunicare interactivă. Exact. Dar știi ce este interesant? Cei mai mulți tineri au întrebări cu privire la cuvânt. Și din cuvânt. Pasaje pe care nu le înțeleg. Te-ai fi așteptat să aibă anumite întrebări cu privire la viața pe care o trăiesc, la... Toate se leagă de cuvânt, inclusiv ideea vaccinării și așa mai departe. Reîntoarcerea la Scriptură înseamnă infuzarea vieții. Cuvântul este viață. Cuvântul este viu și lucrător. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu se găsește, ne ține mintea sănătoasă, ne ține obiceiurile sănătoase și practicile noastre sunt ancorate și sunt sprijinite de ceea ce găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai cuvântul lui Dumnezeu, dar și rugăciunea, așa cum ai spus. Uite, în cadrul Bucureștiului, mi-aduc aminte cu bucurie de faptul că seriile de rugăciune, și vreau să spun că la seriile de rugăciune nu participau numai penticostalii, participau baptiștii, creștinii după Evanghelie, carismatici, adică veneau oameni în anumite zone din oraș, noi avem seara de rugăciune în
cartierul cu tare, în biserica cu tare. Exista o mobilizare și seri extraordinare. Mi-am aminte când eram adolescent, plecam cu trenul împreună cu tinerii din biserică la Ploiești. Era o seară de rugăciune renumită acolo, cu experiențe spirituale extraordinare. Ce am constatat în lucrarea de tinere din biserica noastră, surprinzător, este faptul că cei mai mulți tineri cer rugăciune. Nu neapărat rugăciune ca practică sau ca devoțiune, pe care trebuie oricum să o aibă în viața lui particulară, ca tânăr. Dar rugăciunea la nivel de comunitate. Asta, unitatea acela, doi sau trei. Exact. Și la nivelul bisericii. Un prieten de-al meu care a trecut printr-o situație foarte grea, un coleg slujitor, a fost în terapie intensivă în urma problemei generate de COVID. Într-o duminică dimineață am chemat fratele Ștefan, pastorul bisericii noastre, a chemat comunitatea să ne rugăm pentru el și m-a chemat în față să fac o rugăciune pentru cei bolnavi. În momentul în care m-am rugat pentru el, știi ce mi-a spus prietenul meu? Alex, eram online. Eram în terapie intensivă și aveam telefonul pornit. Nici nu știi ce impact a avut să mă rog, nu numai să aud biserica că se roagă împreună cu mine, să mă rog împreună cu biserica. Biserica s-a rugat și a postit pentru el, deși nu aparține bisericii locale, Betel, face parte din sectorul pastoral al bisericii noastre. Dar faptul că a realizat în viața lui ce suport a venit prin biserică, din punct de vedere spiritual, să te asiste în rugăciune, să te ajute spiritual, să se roage pentru tine, i-a schimbat viața. Omul acesta, nu numai că acolo a primit o gură de oxigen, rugându-se, că era total demoralizat, doctorul a zis că nu scapă de acolo, că nu iese de acolo. Murau în terapie intensivă tot două, trei persoane pe zi. Și întotdeauna se gândea că poate e următorul. Rugăciunile l-au ținut în viață. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, ne-a ascultat rugăciunea, omul acesta trăiește și astăzi. Dar mi-a sesizat aspectul acesta plăcut. Ce mare lucru să știi că cineva se roagă cu tine, ce mare lucru să știi că ai o comunitate cu care să te poți ruga. La nivelul tineretului, prin aceste celule de rugăciune, prin aceste seri pe care le dedicăm special rugăciunii, e o bucurie extraordinară să vezi că sunt adolescenți și tineri care plâng și se roagă și îl cheamă pe Dumnezeu. Pentru că în generația în care noi trăim, agresivitatea, nervii ăștia întinși la maxim, vezi și tu, orașul acesta este un oraș foarte complicat, cum este Bucureștiul. Și te duce cu valul. Să găsești o oază de liniște și să știi că ai o comunitate cu care să te poți ruga, lucrul ăsta te ajută. Tocmai de aceea, din punct de vedere spiritual, reîntoarcerea la Scriptură, redescoperirea Scripturii în viața noastră de credință. Nu neapărat în fiecare biserică se predică cuvântul, că nu se predică altceva, dar fiecare din noi să ne aplecăm asupra cuvântului, să medităm asupra lui, să-l facem parte din viața noastră și cuvântul să fie principiul pe care să ne bizuim și să ne construim viața, să ne construim familia, să ne construim principiile de afaceri, să ne construim tot ce înseamnă viața noastră. Și apoi rugăciunea. Și așa cum am spus și la începutul discuției noastre, acceptarea mentorării. Dacă avem mentori, sunt oameni care sunt, din punct de vedere spiritual, pregătiți să ne asiste în domeniile din viața noastră, în domeniul spiritual. Trecuți prin viață. Și să nu minimizăm impactul pe care îl au consilierii. Solomon spune, și n-a învățat Roboam, mulțimea sfetnicilor aduce biruința în războaie. Lasă-te mentorat, lasă-te ajutat, pentru că dacă nu-ți convine, dar aici e frumusețea. Cineva din exterior să vadă viața ta și să-i dai voie să privească la anumite aspecte din viața ta, îi dai voie să te cunoască, îi dai voie să-ți vadă vulnerabilitățile și apoi să poți să îndrepți lucrul acesta. Cum ai spus, vegheați unii asupra altora, da? Supravegheați-vă din punct de vedere spiritual. Nu oricine poate supraveghea și nu oricine își poate asuma acest proces. E un proces și este o responsabilitate și este o răspundere mare, pentru că în momentul în care tu te ocupi de mentorarea unui om, cazul unui tânăr, cazul unei familii și așa mai departe, acolo lucrurile sunt cu implicații spirituale mai mari, pentru că răspunzi de soluțiile pe care le dai. Sau cel care te mentorează trebuie să urmărească și parcursul evoluției tale.
practic merge pe drumul acesta împreună cu tine. Exact. Cuvânt, rugăciune, mentorare. Dacă în viața unui tânăr, în viața unui credincios, lucrurile astea se găsesc, numai că are toate șansele să rămână în voia lui Dumnezeu și să facă mai mult pentru generația în care trăiește. În primul rând, să rămână sănătos, exact. Și apoi să se dezvolte în viața aceasta spirituală, să aibă o viață plină de bucurie și mai mult să poată să-i ajute și pe ceilalți, pe cei din jurul lui. Să devină la rândul lui o sursă de sănătate pentru cei din jur. Exact. Și, bineînțeles, poate să-i ajute și pe cei care au nevoie de sprijin. Că nevoile acestea spirituale sunt mari. Sunt mulți oameni zlăbănogiți. Folosesc un termen la fel de biblic, da? Zlăbănogiți, oameni care merg șchiopătând pe calea aceasta credinței și au nevoie de încurajare, au nevoie de întărire. Alex, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în această emisiune. A fost o încântare să stau de vorbă cu tine pe tema aceasta a sănătății și a dezvoltării vieții spirituale. Dacă ai un cuvânt, o încurajare, acum un verset, poate la încheierea emisiunii, te rog. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ai făcut-o, îți mulțumesc pentru deschiderea cu care și pentru prietenia pe care o arăți față de mine, îți mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut în seara aceasta. Așa cum am spus, cred că e important pentru viața spirituală a fiecărui tânăr, deși par subiecte rediscutate și rediscutate, ele reprezintă soluția. Nu există altă cale, nu există alt drum, nu există altă rețetă decât cea spirituală. Și cea spirituală ne spune Dumnezeu pentru viața noastră spirituală, cuvânt, rugăciune, acceptarea mentorării, să fim vigilenți, să fim atenți. Nu tot ceea ce consumăm pe internet și pe ce înseamnă platformele de socializare, nu toate trebuie să-și lase amprenta în viața noastră. Trebuie să avem mai multă luciditate și să fim mai vigilenți că nu toate lucrurile care sunt puse pe piața aceasta a media pot contribui la viața noastră. Dimpotrivă, ele pot fi și destructive. Spurgeon spunea, din toate păsările care zboară deasupra geamului meu, n-au voie să se așeze toate pe pervazul meu. Adică fac și o selecție până la urmă, că lucrurile pe care le dau voie să intre în sufletul meu sunt cele care mă definesc și mă formează. Devin obiceiuri și obiceiurile astea nasc un comportament care probabil nu i-ar face cinste lui Dumnezeu. Dar redescoperirea Scripturii, aprofundarea vieții de rugăciune și acceptarea mentorării ne țin sănătoși din punct de vedere spiritual. Amin, așa să fie. Alex, îți doresc multă sănătate, mult succes în lucrarea pe care o faci. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi. Noi de aici vă dorim multă sănătate, în special multă sănătate spirituală și până data viitoare vă spunem la revedere!